Vladimir Putin a făcut anunțul chiar în această seară. Mesajul transmis direct de liderul de la Kremlin. Președintele Rus, Vladimir Putin a emis duminică acuzații directe la adresa Ucrainei legate de explozia de pe podul care leagă Crimea de Rusia. Liderul de la Kremlin a declarat că nu există niciun dubiu în ceea ce privește vinovații, pe care-i acuză de act de terorism asupra infrastructurii civile esențiale a Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat duminică serviciile secrete ucrainene că s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat în ajun podul care leagă Crimea de Rusia. Spunând că a fost vorba despre un act terorist contra unei infrastructuri cheie, transmit AFP, Reuters și DPA. Vladimir Putin a acuzat serviciile secrete ucrainene de explozie. Autorii, executanții și comanditarii sunt serviciile secrete ucrainene, a declarat Putin în timpul unei întrevederi cu șeful Comitetului de Anchetă Rus. Nu este niciun dubiu. Acesta este un act de terorism îndreptat spre distrugerea infrastructurii civile esențiale a Federației Ruse, a adăugat liderul de la Kremlin. În 24 februarie acest an, Rusia a lansat o agresiune militară nejustificată și neprovocată împotriva Ucrainei. Moscova susține că este vorba despre o operațiune militară specială de denazificare a țării vecine și de protejare a comunității rusofon din estul Ucrainei.